Bună, dragilor, și bine v-am regăsit! Mă bucur să fiu din nou astăzi aici cu voi. Ei bine, toți avem în noi lumină. Cu toții avem în noi o putere de care poate nu știm. Cu toții avem puterea de a ne schimba viața în bine, cu toții avem puterea de a simți anumite lucruri mult mai profund decât le simțim, cu toți avem o intuiție care ne poate ghida mult mai bine fiecare pas sau fiecare alegere care facem în viața noastră, însă pentru asta trebuie să ne descoperim maestrul interior. Și tocmai despre asta o să discutăm astăzi, cum trebuie să faci să-ți descoperi acest maestru interior. Ne uităm în stânga, în dreapta și vedem foarte mulți oameni evoluați spiritual, vedem extrem de mulți oameni care încep să materializeze foarte ușor lucruri, să vorbească despre lumea subtilă, să vorbească despre lumea energetică, oameni care încep să predea, oameni care se duc la foarte multe cursuri tocmai pentru a dezvolta această lumină interioară. Noi suntem conectați în permanență cu sursa de lumină sau cu Dumnezeu. Avem cu siguranță cu toții în ADN-ul nostru energetic, niște haruri divine, avem anumite drepturi divine care pe parcursul vieții trebuie să le descoperim, pentru că altfel ne vom trăi o viață ca și om aici pe pământ, fără să evoluăm pe partea spirituală așa cum ar trebui. Mulți dintre voi m-ați mai întrebat care este menirea noastră personală și din nou vă spun, menirea noastră personală aici pe pământ este să evoluăm cât mai mult în plan spiritual, să conștientizăm că tot ceea ce vedem nu este realitatea, să conștientizăm că dincolo de ceea ce vedem există o lume mult mai vastă, o lume a energiei, o lume a spiritualității, care odată ce este accesată ne permite ca în viața reală, în viața de pământean, să avem acces la cât mai multe lucruri. Atunci când discutăm despre lumină interioară, discutăm în primul rând despre conștientizarea acestui fapt. Așadar, primul pas pentru a deveni maestrul vieții tale este aceea de a-ți conștientiza lumina. Fie că o conștientizăm prin credință, fie că o conștientizăm prin rugăciune, fie că o conștientizăm pur și simplu imaginându-ne în pieptul nostru acea bilă de lumină, acea bilă de lumină care pe măsură ce evoluăm din punct de vedere spiritual, atrage și mai multă lumină în viața noastră și ne face să putem să vedem lucrurile mult mai profund. În ziua de astăzi noi suntem dependenți de telefoane, în ziua de astăzi suntem dependenți de tot ceea ce înseamnă material și uităm foarte mult aceste aspecte. Dacă ne uităm cu ani în urmă, în istoria noastră, vom vedea că conexiunea cu spiritualitatea oamenilor era foarte mare. Că vorbim despre Cavalerii Mesii Rotunde, că vorbim despre Rasputin, că vorbim despre oamenii care erau foarte conectați cu natura și luau din natură tot ceea ce le trebuia pentru a se vindeca și pentru a avea o viață sănătoasă și împlinită, până la simplul fapt că oamenii credeau. Oamenii credeau fie în zeități, fie credeau în Dumnezeu. Din punctul meu de vedere știți foarte bine că la nivel energetic există o putere supremă, căruia putem spune cum vrem noi. Allah, Buddha, Dumnezeu, lumină interioară, mama pământ și tot așa. Important este deci primul pas, deci să conștientizăm că noi suntem parte din acest mecanism energetic extraordinar. Atunci când vorbim despre anii actuali, vorbim și despre o trezire spirituală la nivel global, pe care fie că vrem, fie că nu o vrem, o vom experimenta cu toții. Și de aceea vă îndemn pe fiecare dintre voi să vă găsiți propria modalitate de rezonanță cu tehnicile spirituale, cea care vă este cea mai facilă, cea care este vă cea mai ușoară, tocmai pentru a putea să fiți în pas cu această transformare. Pentru că dacă tu deja ești evoluat spiritual pentru anii ce vin, atunci tranziția va fi foarte simplă. Dacă te opui acestor lucruri, vei întâmpina foarte multe blocaje.
Cu toții avem blocaje de-a lungul vieții, cu toții avem piedici, cu toții avem lecții de învățat, cu toții avem karme personale din alte vieți sau karme de neam pe care le putem moșteni, care ne împiedică să atingem acea axă de destin pe care noi ne-o dorim cu adevărat. Uneori avem senzația că știm că nu suntem acolo unde trebuie, dar nu știm exact cum să facem asta. Ei bine, atunci când alegi să fii maestrul propriei vieți, atunci când alegi spiritualitatea, vei găsi tot felul de pârghii pentru a putea să ajungi acolo unde trebuie. Al doilea lucru pe care trebuie să-l facem este să ne ascultăm intuiția sau să ascultăm vocea îngerilor. Noi suntem ghidați în fiecare zi, în orice alegere și în orice acțiune pe care o facem, suntem ghidați, important este să ascultăm. Încercați să ascultați mai puțin exteriorul și să vă ascultați mai mult interiorul. Odată ce faceți acest lucru, atunci vă veți conecta cu sinele vostru superior și de acolo veți face un pas în plus spre această dezvoltare sau descoperire spirituală de care vorbeam. O altă modalitate este aceea de a îmbrăca toată aura voastră cu iubire, și anume a învăța iubirea de sine, a învăța iubirea față de cei din jur, a învăța iubirea față de cei ce care v-au greșit, pentru a putea ajunge la un nivel de detașare. Atunci când noi suntem foarte închistați, atunci când suntem foarte prinși în anumite emoții negative, atunci când suntem ranchiunoși sau ciudoși pe anumiți oameni din jurul nostru, nu putem să vedem această cale spirituală. Încercați să vă detașați de toate lucrurile care nu vă fac bine, pentru că tu, cel care mă urmărește acum, ai o putere extraordinară în tine. Doar că acea putere trebuie activată și, repet, primul pas este conștientizarea acestei puteri. Ați observat de foarte multe ori de-a lungul vieții că atunci când vorbiți despre ceva foarte mult sau vă doriți ceva foarte mult, cumva în fiecare zi vedeți fragmente din acel lucru. Vă apar pe stradă, se vorbește despre și spui, ia uite, la asta mă gândeam și eu sau fix asta îmi doream și eu. Sau la momentul în care noi manifestăm o cantitate foarte mare de energie și canalizăm acea cantitate de energie pe lucrul respectiv, cu siguranță undele energetice și energia vor face ca acel lucru să apară în viața noastră. Dar depinde de noi să știm cum să gestionăm aceste lucruri, tocmai pentru a și putea pune mâna pe ele, a le face tangibile, a le face palpabile. Calea spirituală nu este ușoară, la fel cum și trezirea spirituală vine cu destul de multe bobârnace, ca să spun așa, și în următorii ani veți vedea destul de mulți oameni care se vor trezi spiritual forțat, cum spuneam, și se vor simți extrem de confuzi. Atunci când te trezești spiritual, nu te mai raportezi doar la tine acum și aici, te raportezi la un întreg univers, te raportezi la o energie care nu se termină niciodată, o energie care îți poate oferi toată susținerea de care tu ai nevoie pentru a avea o viață cât mai fericită și cât mai împlinită. Dar asta depinde de tine, depinde de conștientizare și depinde să vrei acest lucru. Atunci când alegi să devii maestrul vieții tale, atunci înseamnă că vei renunța la orice atașamente toxice. Atunci vei începe să renunți la judecată, la judecata față de tine și la judecata față de ceilalți și vei înțelege că dacă tu crești din punct de vedere spiritual și al luminii spirituale, îi vei putea ajuta și pe cei din jurul tău mult mai mult decât o făceai până în acel moment. Încercați să nu vă raportați doar la tiparele mentale negative sau la tiparele mentale implementate de către bunici, de către părinți, de către școală, de către societate. Încercați să găsiți răspunsul existenței voastre în ceea ce simțiți voi, în interiorul vostru. Răspunsul existenței voastre sau existenței noastre este întotdeauna în interiorul nostru, pentru că noi suntem parte din această sursă de energie inepuizabilă. În momentul în care alegem calea spirituală, nu înseamnă că trebuie să trăim într-o continuă rugăciune, post și tot felul de ritualuri. Atunci când alegi calea spirituală, înseamnă că vei integra spiritualitatea în viața ta de zi cu zi, cum vorbeam și acum câteva săptămâni despre sacralizarea vieții de zi cu zi, a acțiunilor foarte simple pe care noi le putem face în fiecare zi și le putem cumva combina cu practica spirituală.
În al patrulea rând, este important să găsiți o persoană care să vă ghideze din ce în ce mai mult. Sunt persoane cu care puteți rezona, terapeuți cu care nu rezonați, pur și simplu și un prieten îți poate fi un bun terapeut atunci când ai nevoie. Dar important este să alegeți cu inima. Se întâmplă uneori ca pe urcușul acesta spiritual să mai întâmpinăm și anumite probleme, să întâmpinăm anumite plăți karmice, să întâmpinăm anumite blocaje, să întâmpinăm poate la un moment dat un cumul atât de mare de energie negativă sau de suferință care ne va da peste cap câteva zile. Însă acesta este progresul care este necesar să-l facem. Nu putem să dăm înapoi la cel mai mic hop. Și mai mult de atât, înțelegeți că calea voastră spirituală nu poate să fie identică cu a celui de lângă voi. De aceea trebuie să vă dați răbdare și vouă și terapeutului care lucrați și ghidului vostru în ceea ce privește partea spirituală. De asemenea, trebuie să apelăm la toți ghizii noștri spirituali din lumea subtilă, că vorbim despre îngeri, despre sfinți, despre arhangeli. Fiecare rezonează cu ceea ce lui îi face bine. Și de aceea e bine să încercați cât mai multe modalități, însă alegeți-o pe cea care vă face să simțiți cu adevărat că sunteți pe drumul bun. La fel și când vă alegeți un terapeut sau un ghid spiritual, este important să alegeți cu sufletul. Este important să înțelegeți că acel om este acolo pentru voi, pentru a vă ghida, pentru a vă arăta anumite lucruri, dar acesta este un proces. Nu o să vă bage nimeni cu forța aceste elemente spirituale. Trebuie să aveți răbdare și mai mult de atât să aveți și înțelegere față de cel care vă învață că nu vă poate spune tot. De ce? Pentru că uneori trebuie să învățăm singuri. Și la mine veniți foarte mulți și mulți dintre voi cumva vreți totul dintr-o dată. Nu se poate așa ceva. Fie că ați accesat un program de curățare pe care îl fac eu, fie că ați accesat, nu știu, inițieri sau alte lucruri sau alte cursuri, conferințe, trebuie să aveți răbdare să sedimenteze acele lucruri și trebuie să credeți cu adevărat că vreți să fiți mai bine și să considerați că meritați acest lucru. O serie de tehnici de curățare, o serie de tehnici de elevare spirituală vom arăta și în cadrul conferinței de pe 30 septembrie din București, alături de Dana Bălăceanu, colega mea, și vă vom învăța extrem de multe modalități de conectare cu sursa, modalități de conectare cu lumina interioară pentru a ne curăța sau a repera efectiv blocajele necesare. Așadar, dacă vrei să devii maestrul vieții tale, înseamnă că trebuie să te asculți, înseamnă că trebuie să citești, înseamnă că trebuie să ai răbdare și să ai încredere că lucrurile se aranjează pentru tine cât mai bine posibil atunci când este momentul lor. Nu le grăbi, ai răbdare și nu judeca. Nu judeca progresul tău în comparație cu alții, deoarece tu ești unic. Așadar, fiecare dintre noi putem să facem foarte multe lucruri din punct de vedere spiritual, putem să ne echilibrăm, putem să ne facem viața mult mai frumoasă, trebuie doar să vrem, să avem răbdare și dacă alegi să devii maestrul vieții tale, atunci trebuie să crezi cu adevărat în tine și în Dumnezeu, pentru că tu ești parte din Dumnezeu. Dacă v-a plăcut acest video, am să vă rog să dați un share și bineînțeles un subscribe canalul de YouTube pentru a fi la curent cu tot ceea ce postez nou. Pe data viitoare, vă doresc să fiți fericiți. La revedere!